Piața grâului din România funcționează după aceleași reguli ale pieței unice europene. România, ca stat membru al Uniunii Europene, nu poate aplica o politică comercială diferită alta decât cea prevăzută în regulamentele comunitare. Cu toate acestea, s-au făcut demersuri pe lângă Comisia Europeană, care însă a respins orice posibilitate care ar contraveni legislației. Deși operatorii din sectorul demărărit panificații au fost informați de evoluțiile și prognozele pieței grâului, nu au inițiat nicio măsură de a investi financiar și a crea stocuri proprii de materie primă achiziționată la prețuri rezonabile, ci doar au avertizat în permanență asupra scumpirii pâinii și au cerut insistent intervenția statului în acest sector. Ministerul Agriculturii precizează că în condițiile unei piețe unice europene, intervenția administrativă a statului nu este permisă, iar instrumentele de reglementare nu permit aplicarea măsurilor protecționiste pe piață, așa cum a practicat, de exemplu, Rusia, care nu este membru al Uniunii Europene. Singurul instrument comunitar de reglare a pieței, și anume mecanismul de intervenție care s-a declanșat pentru grâu în noiembrie anul trecut, nu a fost atractiv. Niciun producător nu a depus solicitări la APIA să vândă grâu la prețul de intervenție, acela stabilit la 101,31 euro pe tonă, deoarece prețurile de pe piață au fost la acea dată superioare acestui preț de intervenție, influențând astfel deciziile producătorilor.